Ne aflăm în anfiteatrul Colegiului Național Mihai Eminescu. De fapt, tot ceea ce înseamnă intrarea monumentală, intrarea principală în colegiu, holul de acces și anfiteatrul reprezintă, împreună cu scara din fier forjat, reprezintă zona de monument a Colegiului Național Mihai Eminescu. Aici se va interveni ultima dată, după finalizarea tuturor celorlalte lucrări de consolidare, pentru că lucrările ce se vor executa aici vor fi strict sub îndrumarea specialiștilor, întrucât, așa cum spuneam, dacă vreți, este perla coroanei acestei clădiri de aproape 20.000 de metri pătrați, iar aici ne dorim să respectăm întru totul configurația, să-i spunem, acestei zone monumentale, dar și să înlocuim tot ce înseamnă mobilierul, parchetul, astfel încât să fie o veritabilă sală de spectacole. V-ați gândit deja la culori? Nu știu, ați avut discuții? Toate aceste propuneri vor veni din partea specialiștilor. Așa cum spuneam, constructorul a venit cu o echipă de arhitecți și specialiști în patrimoniu, care vor oferi soluțiile la momentul în care vor fi executate aceste lucrări. Dar, așa cum spuneam, aici doar specialiștii își pot spune punctul de vedere, pentru că vrem ca zona aceasta de monument să fie conservată și reabilitată la standardele cele mai înalte. Știu că scena ar fi trebuit amenajată într-un mod spectaculos, așa s-a spus inițial. Da, în momentul în care vor începe lucrările aici, avem și cele două cabine stânga-dreapta, în stânga-dreapta scenei, cele două cabine care vor fi reamenajate. Acolo erau mă rog, o zonă de sală de clasă amenajată, însă în nou proiect ele vor fi efectiv cabine pentru desfășurarea diferitelor spectacole.